Salutare, bine ați venit la canalul meu de YouTube TDHAM. Am aici Samsung Galaxy S9 Plus. Vreau să-i fac un unboxing doar. Va urma un alt video cu specificații, păreri. L-am achiziționat cu 3800 de lei. Este varianta de 64 de GB cu Exynos. Deci nu e cu Snapdragon. În Europa foarte puține sunt cu Snapdragon și prețul este pe măsură în jur de 4300-4400 de lei. Haideți să-l scoatem din cutie. El a trebuit să vină cum e ăsta, cu folie de protecție, de sigilat de jur împrejur. După cum vedeți, este modelul G965F Black. Cum zice producătorul, Midnight Black. Cam așa arată cutia. Haideți să o scoatem din cutie. Să ridic camera un pic mai sus ca să-l puteți vedea în toată splendoarea lui. Asta se scoate așa și da, mai are, deci European SIM card only, are și un mic readme aici. Să-l dăm la o parte să vedem ce spune. Sunt foarte curios. Nu știu cât de bine se vede. Model european. Acest produs trebuie să fie activat cu o cartelă SIM emisă, bla bla. Citiți voi mai departe. După cum vă spuneam, pe Europa foarte puține modele au fost aduse cu procesor Snapdragon și sunt scumpe. Acesta e cu procesor Exynos. Din ce am înțeles, diferența între ele ar fi cam de 5%. Un Exynos 9810 octa-core. Un foarte faină cutia, după cum observați. Avem aici cheița de desfacere. Înăuntru cred că avem ceva literatură, sigur. Cum să transfer conținutul în nou telefon. Warranty card, Genealog guide. După cum vă povesteam, literatură, ghid de pornire rapidă și cam atâta în cutiuță. Avem telefonul propriu-zis, cam așa arată. Punem deocamdată deoparte. Avem un cartonaș. Avem un adaptor super tare de la microSD, microUSB la conector Type-C. Așa. De asemenea avem un conector USB. Ăsta l-am mai văzut și în state. Dar ăsta, sincer, nu l-am văzut.
Avem de asemenea un încărcător cu încărcare rapidă. După cum vedeți, 9V cu 1,7A și 5V cu 2A. Cam așa arată. Avem pentru căști niște căști, să le zic, nu știu cum se numesc. Americanii le zic earbuds, nu știu cum se numesc, de rezervă. Avem cablu de date sau cablu de încărcare Type-C. Și avem niște căști de la AKG. Din ce am înțeles, aud foarte bine. Sunt au cablul ăsta împletit pe ele. Și cam atât din ce văd în cutie. Nu mai există nimic. Nu știu, ar trebui și producătorii de telefoane să includă un apțibil sau ceva, exact cum fac cei de plăci video sau plăci de bază. S-au lipit astea aici. Cam așa arată telefonul nostru. E superb. O să vine protejat de niște plastice destul de groase. O să-l pornesc. Sper că are ceva baterie. Da. ...57% baterie. Pornire română. Primul lucru, pornire și căutăm limba engleză. Nu suport traducerile românești și nici să am un device în limba română. N-am nimic cu limba română, sunt român, dar English United States, ok. Bun. Cam atât despre unboxing-ul telefonului Samsung Galaxy S9 Plus. Va urma un video cu ce poate el și o să vă arăt și niște accesorii. Bun, dați video-ul un thumbs up dacă v-a plăcut, un thumbs down dacă nu v-a plăcut. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe video de acest gen și ne vom vedea viitor pe canalul. Zi bună!